Cu acest prilej ei au vizitat sediul Institutului pentru Cultură al Românilor din Voivodina la Zrenjanin, iar apoi s-au deplasat la Torac, unde s-au întâlnit cu reprezentanții școlii generale. În orele de după amiază, oaspeții din România au vizitat sediul Consiliului Național Român din Novi Sad. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre schimbul cultural dintre cele două părți. La Torac, sigur, se va monta o placă comemorativă George Coșbuc. Intențiile au fost mai mari și nu cred că se va renunța la acest proiect de a avea probabil și un bust Coșbuc mai târziu, dar primii pași, iată, i-am făcut astăzi. Am venit aici la frații noștri, la prietenii noștri, să reușim ca pe 3-4 august să facem o mare sărbătoare aici în Voivodina. În cadrul evenimentului, pe lângă dezvăluirea plăcii comemorative care va avea loc la începutul lunii august la Torac, ansamblul profesionist din Bistrița va susține un spectacol folcloric și va avea loc o întâlnire dintre scriitorii din Voivodina cu membrii revistei Mișcarea Literară Bistrița.